Victorie importantă pentru Marian Drăgulescu. Sportivul a obținut medalia de argint în finala de la Sărituri la Cupa Mondială din Bulgaria. Pentru gimnastul de 40 de ani este o performanță importantă înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde speră de asemenea la un loc pe podium. Marian Drăgulescu a obținut o medie de puțin peste 14.000 de puncte în finala de la sărituri și astfel s-a clasat pe locul al doilea în timp ce medalia de aur a revenit ucrainianului Nazar Cepurnei. Sportivul român a postat pe pagina sa de Facebook anunțul performanței sale și a transmis cât este de fericit după această reușită. Victoria a fost cu atât mai spectaculoasă cu cât în calificări Drăgulescu obținuse a șasea poziție. Argintul de la Cupa Mondială reprezintă un start promițător pentru ceea ce urmează la Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde Drăgulescu s-a calificat și speră să câștige orice loc al podiumului. Marian Drăgulescu are 40 de ani și este de departe unul dintre cei mai longevivi gimnaști, cel puțin din țara noastră.